Parlamentul European a votat noul regulament care interzice mașinile cu motoare termice începând cu 2035. Legea a fost votată astăzi în urma unor dispute intense în plenul Parlamentului. Europarlamentarul Vlad Botoș a declarat că trebuie să trecem la tranziția spre pactul ecologic. Planeta noastră și sănătatea noastră trebuie să fie o prioritate și nu există nicio îndoială în acest sens. Se alătură discuției Bogdan Alecu, senior editor al ziarului financiar. Bine te-am găsit, Bogdan! Bine v-am găsit. Spune-mi, cât de grea sau cât de ușoară, pe de altă parte, ar putea să fie această tranziție pentru România? Ar putea fi una destul de grea pentru că presupune și o scumpire a mașinilor în acest moment cu tehnologiile pe care le avem acum. Pe măsură ce tehnologiile actuale vor fi perfecționate, există această șansă să vedem o ieftinire a mașinilor electrice. Pe de altă parte, mai există o problemă. Mașinile actuale, pe benzină și motorină, acestea nu vor dispărea, vor continua să funcționeze. Trebuie găsite și o soluție pentru acestea, astfel vom pune doar o presiune pe mașinile noi, în timp ce piața second hand va prinde viteză. Dar dacă este să vorbim despre infrastructură raportat la România, vom avea această infrastructură necesară până în 2035 ca să putem sprijini schimbarea? Încep să fie instalate tot mai multe stații de încărcare pentru mașini electrice. Deja avem mulți prosumatori, sunt persoane care devin producători de energie și își pot încărca mașina cu energia produsă de panourile montate pe case. Deci, dacă am văzut o schimbare atât de mare într-un singur an, în 2022, doar pe fondul scumpirii energiei electrice, cu siguranță până în 2035 vom putea accelera. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, pentru discuție. Mulțumesc.